Bă, ești nebun. Doamne, e incredibil cum e natura asta. Acum nici o zgârietură, nimic? Bine, dar unde o fi polișat-o de a ieșit atât de bine? Ia. Are și presiunea făcută. Deci mie mi se pare că mașina asta n-ar arăta niciodată mai bine. Vrei să o cumperi? A, nu. Ce? Chinezul. Bani. Mamă. Bă, da, dacă ce? Dacă îi dăm noi daună totală. Adică ți-ai banii, nu? Ce vă uitați așa la mine? Simt cum crește inima mine. Bine. Bravo. Infractorul lui tata, bravo, mă! Bravo, mă! Bravo, mă! Bravo, mă! Ăla-i, mă! Ăla-i tata! Unde ai fost, mă, până acum? Da, că vrei tu să te riști? Era un fel de a spune. Auzi, vecină, vreau să te întreb ceva care e mai așa... Nu, nu mai fac decât sunt tânără. Asta că nici n-am întrebat. Mez mă mai fac, am vrut doar să văd dacă pot să ridic prețul. Despre ce vorbim? Păi nu știu despre ce vorbim. Păi asta, uite, mă gândeam, oare nu știi pe cineva care să mă ajute cu o mașină care să nu prea știe să conducă? Care să nu prea știe să conducă. Păi vreți să dați daună totală la o mașină, să luați banii pe asigurare, este? Cam așa ceva, adică nu, fix asta. Am eu un perfect pentru tine. Serios? Rămână. Mă ții la curent, da? Te mulțumesc din suflet că ne salvezi pe toți. Da, mă las, hai să mergem. Stimată doamnă, stați o secundă. Din păcate nu vă puteți baza pe mine pentru că eu am o urgență. Ce urgență? Care nu prea mai e urgență pentru că... Simt că ai ieșit la, aer, dacă vorbește, înțelegeți ce vreau să zic. Ce ai pățit? M-a scăpat pe mine. Iertați-mă, să mă iertați. Lăsați-l, doamnă. El a luat puțină berberină și i-a dat-o. Nu, dar e tânăr. A luat-o de la vârsta asta pe legale? Aoleu, fii atent. Scoate banii, hai să facem praf. Gata. Mai mult matale. Fii atent, ne sui la volan. Tot așa, mai mult matale. O băgăm în viteză. Aici cu viteza avem o problemă, că nu știm cam cât mai poate junghiul ăsta să nu... Nu, că merge. Azi, mă, liniștie și-i dăm o dată bang în primul copac, în primul tei. Nu! Hai să-i dăm într-un nuc, că ăla-i mai tare. Bravo! Mai bine nu, că mai cad și nucile din pom și cad pe capot, o zgârie și e bine. Haideți că eu formez de acum 1-1-2 ca să pot să atac la momentul... Hai să mergem. Este un pic. Bă, tu ești sigur că femeia asta știe ce face? Vecina? Hai să vezi ce-i face. Ce bine, da. Auzi, vecină, da, mă gândeam, nu mai bine aștept eu afară, că eu nici nu sunt mare fan așa, impact frontal, nici n-am mai făcut. Da, dar vezi că mai întâi să faci sărutul morții. Sărutul ce? Sărutul morții. Da, nu înțeles bine. Da, adică trebuie să se deschidă airbag-urile, ambele amândouă. Dacă se deschid. Deci fii atent, băgăm viteză, îi dăm tare în copac și după aia te știu la volan. Da, deci... deci dăm viteză, o luăm tare. Și după aia trec eu la copac. Aoleu, cam așa ceva. Doamne, ajută-ne. A murit? Încă nu. Cum adică încă nu? Adică la toți ne vine rândul la un moment dat. Stai, mă. Băieți, mi-a făcut o deosebită plăcere să fac afaceri cu voi. Flavius, vorbim diseară despre bani, că treaba a fost un pic mai complexă. Ce bani mai vrei pentru asta? Vorbim diseară. Și tu să-mi dai și pe numărul băiatul ăla cu berberina, că am o afacere pentru el. Hai, vă pupă fata. Băi, nene, băi, ce băi, faci? Băieți. Deci pădurea asta nu o să o mai revede nimeni niciodată. Deci, sunt ușor ca un fulg și pregătit pentru ilegalități. Hai, în ce copac o dăm? Sau cum? O dăm? Târziu. Evenimentul a avut loc. Nerespectarea vitezei la condițiile de drum a dus la fix nimic. Deci dacă eu o dădeai femeie și spuneai să meargă cu ea până la piață și o rugai frumos să aibă grijă de ea, ți-o aducea mai praf. Și ce facem acum?